mă, Bobiță, ce naibii? Așa mă știi tu pe mine, mă, că fur bere. Lasă-mă că eu n-ai zis că furai bere. Eu te-am întrebat pe tine ce cauți tu cu mâna în lada mea. Mm. Păi zi-mi și mie ce cauți tu cu mâna în lada mea, dacă lada aia e în gestiunea mea. Tu ce cauți cu mâna pe lada? Ia explică-mi și mie. Adică, bă, dacă aia e lada mea și nu e lada ta, n-ai ce să cauți cu mâna acolo? Că și eu dacă mă pun acum să merg la tine la mașină, să-ți bag una în torpedo, să unu pe la bujile aia sau cu crenderea aia, ce dracu ai tu acolo la mașină, ție-ți convine? Nu, mă, te-ai pus pe mine așa. Păi nu-ți convine. Și atunci ce cauți tu să umbli la ladă, dacă eu nu eram acolo? Bă, dar mai zăpăcim, nu ți-am zis că ăsta a zis că are treabă și mai să mă duc să-mi iau singur. Păi tu te-ai după tâmpitul ăsta, mă? Atac, atac, atac! Ia uite și tu la aia. Bă, panarama, dracu, ce ți-ai zis să nu mai umbli cu sabia aia, mă, că scoți ochii la cineva? Bă, când vine clientul la noi și vine să ceară o bere, tu te bă și ia o bere din ladă și servește clientul, lasă sabia aia! În primul și în primul rând, Bobița, asta nu e sabie, e floreață, da? Și în al doilea rând, eu mă înscriu la concurs că eu vreau să-l câștig, da? Și de-aia mă antrenez, că altfel nu se poate, Bobiță. Ia uzi, mă, și ești bun, mă? Fai de capul meu, sunt bun de tot, de tot, bă, de fiecare dată câștig numai eu. Păi cu cine te lupți tu, mă? Cu copac. Și tu câștigi numai tu? Da, bravo, pide! Păi și de ce câștigi tu numai tu, mă, prostule? Că n-are copac cu sabie, că dacă avea sabie, ți-o băga în gâtul ăla. Ți-am zis, bă, că nu-i sabie, bă, că-i floreață. Bă, lasă dracu aia jos, că acum mă ridic la tine și acolo te las. Ce vorbești, mă? Ia, hai, mă, să te văd. A, hai, mă, dacă ești arfiat, de Bobiță, că eu sunt antrenat. S-a antrenat de 3 zile, m-a antrenat, sunt foarte bun. Ia, fără asta, da? Fără aia. Să nu zici ia, că... Hai, ia, gata. Al dracu, a, de fără, stai, băi, 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 D'Artagnane, știi ce e asta, mă? Răzbunarea copacului, mă. Mai vrei, mă? Nu mai, mă, gata. Mă, de ce-l bat, bă? Ce-i cu el? Dar nu-l bat, mă. Nu-l bat. Îl antrenez. Că omul se duce la ce cupă e cu sporturile, ce dracu face Vasile acolo cu primăria. Și omul se antrenează ca să se bată cu săbile. Bă, dar chiar, mă, care-i faza cu pasportul ăsta? Că n-am înțeles, mă, care-i treaba. Bă, să zic că doamna scrimoară, doamna Amalia Brânză, că ea știe care-i treaba. Ia, ești chiar prost, Ana Maria Brânză, în primul rând, da? Și în al doilea rând, ce treabă aveți voi, mă, cu sportul, mă, cu azi? Cum adică? Păi voi și sportul, mă, vă interesează pe voi, mă. Păi ce mai dă voi sportul, mă, panaramilor? Mă, dar tu de ce răsuflai așa greu, mă, când erai în luptele alea acolo? Că e sport de forță, mă, ăsta, că-ți trebuie forță, tu da, și cât antrenament am băgat, hai de capul vostru, mă. Nici nu te primește cu pantalonii aia ridicați așa, mă, panara, nu vezi să se vede degetul de cămină. Ce vorbești, prostule, când pun scoică din aia ca să nu mă înțepe? Adevărat că... Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.